Mihai Voluntir a revenit la Baștina, în satul Glingeni din raionul Șoldănești. După o absență de ani de zile, artistul emerit al poporului a vizitat locurile unde s-a născut și a copilărit. Actorul și-a revăzut consătenii și casa părintească. Mai întâi, maestrul Voluntir a mers în pădurea Dobrușa, unde și-a petrecut primii ani din copilărie. Următorul popas, artistul a făcut la Consiliul Raional Șoldănești. Aici era așteptat de Alexandru Relițchi, președintele raionului. Maestrul s-a bucurat de primirea caldă și a povestit peripeții legate de Șoldănești. Era mai mărunțel ca toate, mai nicușor așa de statură, dar mai iute. Da, eu știu cu Valodie, mergem cu fratele meu Valodie. Și el întotdeauna capul spart, dar eu eram întotdeauna primul. În raionul Șoldănești nu a fost niciodată și nu știu dacă mai fie așa multe teatre. Odată să vii timp de o lună, 18 spectacole, 18 localități a raionului. 24 din... spectacole. Vă înspuiți cât e, asta e realitate. Foarte bine, s-a făcut un lucru mare, un lucru mare. La Glingeni, Vădița Mihai, așa cum îi spun consătenii, a fost așteptat cu alai. Localnicii s-au grăbit să-l salute pe cel care le-a dus faima satului în țară și peste hotarele ei. Mihai Voluntir. Mă, cum ești, mă? Am Mihai Voluntir. Eu sunt Mihai Voluntir. Tu ești fiorul meu. De-a frunte, măi. Vreau să fiu și eu un cântăreț mare, ca dânsul. Îi dorim multă sănătate, ca Domnul să-l întărească, să trăiască mulți ani și niciodată această stea să nu se stingă. Am fost măhăleni, nu știm destul de bine. Un loc deosebit pe care actorul a vrut să-l viziteze a fost cimitirul, unde odihnesc părinții și rudele. Acolo, artistul nu a mai putut să-și rețină lacrimile. Mama mea ținea foarte mult la frații ei, la toți, absolut la toți. Și clar că cel mai rar se vedea cu unchiul Mihai, care era veșnic ocupat și vizita lui toată vremea era ca o sărbătoare la noi. Punctul culminant al zilei a fost revenirea în curtea casei părintești. Mihai Voluntir spune că puține schimbări au intervenit de când a plecat de la cuibul părintesc. Nu știu cum să spun, domniță. Este trist. Și un pic de bucurie. Pentru a păstra în istorie numele maestrului, administrația raionului a promis să deschidă la Glingeni casă-muzeu, chiar în curtea casei de unde Mihai Voluntir s-a lansat. I-am spus și marelui actor Mihai Voluntir că să dovedim, să facem tot, să fie frumos cât e dumnealui în viață. Prezent în raion, actorul a acceptat invitația să asiste la festivalul folcloric desfășurat la Cobâlea, la umbra stejarului lui Ștefan cel Mare.